Iată la cum pe Răzvan Burleanu, proaspătul președinte al Federației Române de Fotbal, într-un discurs în fața electorilor săi. Da, nu mai avem legătura cu Narcis Drejan la Casa Fotbalului? Da, probabil că Narcis și-a strâns... Am promis în această campanie, am promis performanță, am adus alături de mine oameni care au performat și care au fost validați de piață. V-am promis echidistanță și am adus alături de mine oameni care n-au nicio legătură cu grupurile de interese. Vă promit că nu voi dezamăgi și că veți avea în mine un partener oricând disponibil. De mâine trecem la treabă. În primele două luni de zile ne vom ocupa de completarea echipei, de preluarea administrativă a Federației și de redactarea planului concret de obiective. Pe urmă, ne vom vedea mai curând decât credeți că ar fi posibil și de ce acest lucru, fiindcă unul dintre principiile din programul meu fac referire la consultare. Nu putem să conducem sau să mai conducem Federația Română de Fotbal fără să ne consultăm, fiindcă în mod cert doar așa putem să luăm cele mai bune decizii. Ca să nu uit, domnul Cașai, mâine pe biroul meu aștept demisia dumneavoastră. Asta ca să nu mă puneți în poziția, în postura de a fi primul om pe care îl dau afară. Le mulțumesc tuturor membrilor afiliați care astăzi mi-au dat votul, care au fost prezenți aici, care nu au cedat presiunilor, dar mai ales celor care vor fi în continuare alături de noi, fiindcă voi fi un președinte, nu numai al celor care mi-au dat votul, voi fi un președinte al tuturor. Vreau să mulțumesc totodată și echipei mele de campanie și tuturor celor care m-au sprijinit cu mult suflet, mult efort în această campanie de teren în fiecare județ al țării. Această victorie vi se datorează, iar aceștia sunt aici. Până la urmă, revoluția de care domnul Sandu se temea și o zeflemisea la un moment dat s-a produs. După 24 de ani de închidere, cât domnia lui Ceaușescu, perioada în care FRF a ajuns să arate la fel de gri și la fel de vlăguită ca România înainte de 89, FRF trebuie să o ia aproape de la zero. Să ne regrupăm forțele, resursele umane, resursele financiare și să putem să plasăm cu toții fotbalul românesc din nou pe orbita performanței. Performanței sportive, manageriale, organizaționale și instituționale. Nu vor mai fi permise derapaje instituționale care au transformat FRF-ul în această perioadă într-o organizație periferică. Alegerile de astăzi transmit un mesaj foarte puternic în societate. Oamenii și dumneavoastră ați ales principiile, orientarea spre un management profesionist, meritocrație și nu o lâncezeală așa cum am avut în această perioadă de timp. În momentul de astăzi, Federația Română de Fotbal se îndreaptă cu ochii spre Occident. Acestea, practic, sunt exigențele pe care mi le voi asuma din fruntea Federației Române de Fotbal. Domnului Cașai i-am cerut demisia de onoare. Sper ca mâine să o găsesc pe birou. În câteva zile vom organiza și o conferință de presă în care vom prezenta întreaga organigramă și, bineînțeles, mâine, după prima ședință de comitet executiv, primele decizii luate în urma acestei ședințe de comitet executiv. Vă mulțumesc foarte mult! Mă bucur că ați putut să rămâneți până la final. A fost o zi foarte lungă, dificilă pentru noi toți, dar în cele din urmă plecăm cu toții fericiți acasă. Vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc totodată și reprezentanților mass media. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată și să ne vedem diseară cu toții la meci. O seară frumoasă!